O familie epuizată fizic pe jepii mici din munții Bucegi, aflată în imposibilitatea de a mai înainta, a avut nevoie de ajutorul salvamontiștilor prahoveni. Ne-au sunat că erau epuizați fizic de la jumatea traseului, în imposibilitatea de a mai înainta, și atunci a trebuit să trimitem echipa să-i recupereze. Părinții au fost recuperați terestru, iar fata, care era cel mai rău afectată de epuizarea fizică și avea și un atac de panică, a fost recuperată cu ajutorul elicopterului. În moment ce ne deplasam la acest caz, a mai apărut un caz în derulare, tot pe jepii mici, puțin mai sus de familia aceasta care era în stare de epuizare. Am avut un turist de 25 de ani cu întorsă la picior. Salvamontiștii atrag atenția turiștilor să țină cont de câteva sfaturi. În primul rând, să-și stabilească bine traseul pe care pot să-l urmeze, să se informeze asupra stării traseului, asupra gradului de dificultate, să vadă dacă ei sunt în stare, cu pregătirea lor fizică, să-l străbată și să-și organizeze foarte bine drumeția, astfel încât să nu-i prindă noaptea. Și dacă se întâmplă acest lucru, să aibă asupra lor o lanternă, o baterie externă de telefon, în caz că rămân fără baterie la telefon, și să poată anunța serviciile salvamont în caz de necesitate. Astea ar fi niște sfaturi principale. Numărul cazurilor a crescut, spun salvamontiștii, odată cu începerea vacanței.